Vom arăta că triunghiul a cărui perimetru ne este cerut, BMP, este echilateral. Pentru că triunghiul ABC este echilateral, înseamnă că măsura unghiului B este de 60 de grade. MP este construit cu, paralel cu AC, înseamnă că măsura unghiului pe care am să o notez, M1, va fi congruent cu măsura unghiului A, egală cu măsura unghiului A din triunghiul ABC, deci va fi tot de 60 de grade. Păi avem triunghiul BMP cu două unghiuri de câte 60 de grade, înseamnă că este echilateral. AM este de 1, va rezulta că MB este de 2 și atunci perimetrul triunghiului va fi triunghiului cerut, BMP, va fi 3 ori 2, adică 6 cm, exact ceea ce îți cere. Iar pentru punctul B, ne se cere să aflăm măsura unghiului, măsura lui PQ, extrem de simplu. AD este construită perpendiculară și atunci, fiindcă este perpendiculară într-un triunghi echilateral, este înălțime, înseamnă că este și mediană, ne va rezulta că DC are lungimea de 3 pe 2, adică 1,5 centimetri. Cum triunghiul, am demonstrat mai înainte că triunghiul MBP este echilateral cu BP de 2, înseamnă că PC ne-a rămas de 1, de unde vom scrie PC de 1 centimetru și ne va rezulta că DP, fiind diferența dintre 1 și 1,5 și 1, ne va da 0,5 centimetri. Dar atenție, unghiul P dintre unghiul MBP are măsura de 60 de grade, că triunghiul am demonstrat anterior la punctul 1 că triunghiul BMP este echilateral. Cum unghiul D este de 90 de grade, înseamnă că măsura unghiului Q din triunghiul DPQ este de 30 de grade și cateta, fiind triunghi dreptunghi, cateta care se opune acestui unghi este jumătate din ipotenuză, deci PQ este dublu catetei, 2DP, 2 ori 0,5, 1 centimetru.